Sunt prezent 14 consilieri, însuși domnul Patruna și domnul interesant constituită. Rog doamnele și domnul consilieri care au un interes personal în hotărârea respectivă de toate să se abțină de la deliberare și adoptare. Domnul președinte, dați aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local din județul Craiova, 1993. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Hărăciu și a listei de investiții planului 2023. Și 3. Diverse. Bun. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local din Hărăciu din data de 31 martie 2023. Cine este pentru? Împotriva, nu se. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Hărăciu și a listei de investiții planului 2023. Inițiator, primarul Comunei Hărăciu, din Hărăciu. Da, ne dăm citire bugetului. Dar aveți un pic să discutăm ca să... Vreți să luăm parte cu parte ce pare de funcționare, sumă cu sumă? Credeți că... Da, domnul primar. Da. Da. Sau doar parte de dezvoltare? Nu am nicio problemă, care o vedeți așa, o vă face. Da, o citire, raportul de specialitate privind aprobarea bugetului. Susținerea din punct de vedere legal este fondamentată conform următoarelor prevederi. Legea 368/2022 e legea bugetului de stat pentru anul 2023. Legea 273/2006 privind finanțele publice locale. Legea 1 a Educației Naționale, Ordonanța Guvernului 57/2019 privind codul administrativ. Bugetul de venituri și cheltuieli general consolidat pe anul 2023, conform anexei numărul 1, cuprinde. Bugetul de venituri general consolidat pe anul 2023 are următoarele surse de finanțare. Deci bugetul de venituri local, detaliat pe capitole și subcapitole, în sumă totală de 11.888.320 lei, evidențiate pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare, iar ca sursă este compus din veniturile anului curent, în valoare de 10.169.200 lei, iar din excedentul anului precedent, suma de 1.719.120 lei, care suplimentează veniturile anului în curs pentru secțiunea de dezvoltare. Bugetul de venituri ale instituțiilor publice și activități finanțate din venituri proprii și subvenții, se referă la Serviciul Public de Salubrizare, care este în sumă de 400.750 lei. Bugetul de general consolidat pe cheltuieli pe anul 2023, cu aceleași surse de finanțare, cheltuielile anului curent, în sumă totală de 11.888.320 lei, pe cele două funcțiuni, pe cele două secțiuni, funcționare și dezvoltare. Iar secțiunea de funcționare cuprinde 8.221.320 lei, iar secțiunea de dezvoltare suma de 3.667.000 lei. Iar bugetul de cheltuieli al activităților finanțate din venituri proprii și subvenții, care este tot în sumă de 400.750 lei, se compune din cheltuielile salariale de 314.750 lei, cheltuieli materiale 86.000 lei. Potrivit articolului 26 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, proiectul de buget a fost constituit pe cele două secțiuni, secțiunea funcționare, secțiunea dezvoltare. Fundamentarea acestora s-a bazat conform articolului 5 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, pe constatarea și evaluarea materiei impozabile, a bazei de impozitare în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate, a veniturilor obținute din acestea, precum și alte elemente specifice, precum și a prevederilor articolul 14, aliniatul 7 din aceeași lege, la nivelul anului precedent.
În afară de veniturile din impozite și taxele locale, fundamentarea bugetului s-a bazat și pe sume repartizate conform legii 368/2022, legea bugetului de stat, și comunicate către Comuna Helegiu prin AJFP Bacău. Pentru anul 2023, cheltuielile bugetului local sunt fundamentate și dimensionate pe cele două secțiuni. Secțiunea de funcționare în sumă de 8.221.320 lei, secțiunea dezvoltare 1.947.880 lei, și excedentul anului precedent în sumă de 1.719.120 lei se va regăsi în secțiunea de dezvoltare și este utilizată pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de capital. De asemenea, pentru a asigura în totalitate de finanțarea cheltuielilor de capital, au fost prevăzute vărsăminte de secțiunea de funcționare în sume de 1.161.880 lei. Pentru secțiunea de funcționare, ce privește partea de cheltuielă, repartizarea pe capitole și caritori și articole s-a făcut în baza referatelor de necesitate, a propunerilor fiecărui birou în cadrul primăriei, a evidenței consumurilor și a execuției bugetare din anul precedent. Calculul fondului de salarii a fost făcut în baza posturilor prevăzute în organigramă și pe baza statelor de funcție aferente organigramei în vigoare. La învățământ, cheltuielile materiale au fost determinate de către unitățile de învățământ prin ISEJ în baza tarifului cost elev pe an și comunicate către OAT prin AJFP Bacău. Potrivit bugetului estimat la școala gimnazială Helegiu, bugetul necesar calculat este de 755.000 lei, solicitându-se finanțare complementară la bugetul local în sumă de 63.000 lei. Secțiunea de dezvoltare. La investiții, cheltuielile propuse a se realiza în 2023 în sumă totală de 3.667.000 lei sunt prezentate pe capitole și surse de finanțare conform anexei 2, lista de investiții. Pe detaliat, bugetul cheltuielilor se prezintă astfel. Autorități publice, publice și acțiuni externe. O cheltuială de 2.679.000 lei, formată din cheltuieli de personal 2.147.950 lei, bunuri și servicii 489.000 lei, plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de un minus 47.950 lei, este o sumă pe care sperăm să o recuperăm de la Casa de Sănătate. Cheltuieli de capital, 90.000 lei. Pentru ordine publică și siguranță națională, o cheltuială totală de 355.150 lei, formată din cheltuieli de personal de 277.950 lei, bunuri și servicii de 77.200 lei. Învățământ, o cheltuială totală de 1.207.000, din care bunuri și servicii 489.000, asistență socială 52.000 lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 260.000, cheltuieli cu bursele 376.000 și cheltuieli de capital 30.000. Sănătate, cheltuieli de capital 221.000 lei, e vorba de dispensare. Cultură, recreere și religie. Cheltuieli totale 1.110.540 lei, din care cheltuieli de personal 130.300, bunuri și servicii 244.240 lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 170.000 lei. Susținerea cultelor 155.000 lei și cheltuieli de capital 411.000 lei. Asigurări și asistență socială 2.020.800 lei, din care cheltuieli de personal pentru asistenții sociale 972.000 lei, asistența socială, indemnizațiile de handicap 1.048.800 lei. Locuințe, servicii și dezvoltare publică. Cheltuieli de personal 152.000 de lei, 152.430 lei, bunuri și servicii 556.400 lei, cheltuieli de capital 1.670.000 lei. Protecția mediului. Bunuri și servicii 461.000 lei, cheltuieli de capital 153.000 lei. Drumuri, bunuri și servicii 600.000 lei, cheltuieli de capital 662.000 lei. Alte acțiuni economice 40.000 de lei.
Iar la serviciul public de salubrizare, un total de 407.750 lei, prezentat în cheltuieli de personal 314.750 lei și 86.000 de lei în bunuri și servicii. Cam asta e. Prezentăm și lista de investiții sau discutăm pe dezvoltare și apropiere? Cum poate funcționare? Și asta a fost foarte greu de făcut. Da. Inițial am făcut bugetul la nivelul anului. Dați-mi voie să vă prezinte o lista de investiții propuse. Și o să începem cu achiziții, îmi doresc doar acea Joker, mașina despre care discutam ședința trecută, achiziționată în decembrie, facturată în ianuarie și trebuie plătită pe bugetul ăsta. Valoare 90.000 de lei. Achiziție și montaj centrală termică școala Hiregeu. E o centrală termică care o să o montăm la școala Hiregeu. Deja am adus-o la trecutere Bugești, dar pentru că școala de Bugești va intra reabilitare, am și primit astăzi, vineri, confirmarea, purtăm centrală Hiregeu pentru că nu am adus-o singură centrală. 30.000 de lei, aici achiziție plus montaj. Modernizarea dispensar medical sat Hiregeu, e vorba de suma care urmează să o plătim neplătită, pentru că dispensarul gata facem recepția zilele care vine și atunci trebuie plătită lucrarea către constructor. Bani care vin pe PNDL nici măcar nu sunt în bugetul nostru. Modernizarea dispensar medical, parte de avize, proiectare, 5.000 de lei. E vorba de taxele necesare la recepție către ISC, către la ISC. Amenajare mini-bază sportivă în curtea cel de recreere a populației rurale cu numai Hiregeu, 26.000. E o suma pe care urmează să o plătim pentru a fi finalizată baza sportivă. Amenajare spații joacă în curtea Cărnii Culturală de Răguge. Da. Da, da, da. E Comuna Hiregeu. Amenajare spații joacă în curtea Cărnii Culturală de Răguge, 80.000 de lei. E vorba de un loc de joacă pe care îl avem în vedere doar dacă se finanțează pe AFIR, de aceea am și pus banii în buget, pentru că fiind pe fonduri oferite, banii se reîntorc, trebuie să iei la începutul proiectului. După cum știți, de fiecare dată, sumele rămase necheltuite la nivel de gal, se împart pe OAT-uri, în împărțire e vorba de 20.000 de lei, 20.000 de euro, bani pe care, fiind pe cultură, am gândit partea aceasta de amenajare în spațiu joacă, în curtea Căminului, pentru că au fost și solicitări, pentru că de Bugeșul nu are un spațiu de joacă ca la DNS sau ca la Hiregeu sau mai mic la Dotila. Dotări Cărnii Culturale Hiregeu, 120.000 de lei. Modernizare sistem, nu, înfințare sistem distribuției gaze naturale cu Comuna Hiregeu, aici am prins erorile, pentru că partea care am gândit-o noi este finalizată, partea de proiectare, SF-uri obținute, am avut și licitație în noiembrie, nu s-a prezentat nimeni, dar nu s-a prezentat nimeni nici la tubările care au finanțare pe POIM. Vezi Coțofărești, la începutul mandatului vorbeam de Coțofărești că au câștigat pe POIM și noi ne-am câștigat. Nu s-a prezentat nimeni. Într-un an în care criza energetică e maximă, cine mai investește 50-60 milioane de euro într-un sistem de gaze în care nu ai garanția că se va avea mult de 100 de persoane. Așa stau lucrurile. Modernizarea sistemului iluminat public e proiectul depus pe Ministerul Mediului. Sistem de canalizare și alimentare cu apă în localitățile Brătila și Drăgugești, Comuna Hiregeu, județul Bacău. E vorba de acea lucrare pe Angel Salini, în care cred că undeva spre sfârșitul lui februarie vom semna contractul. Urmează să primim avizul de la Domnul Național și de la Fondul de Mediu, încolo am făcut toate celelalte. Achiziții teren, rezervor, apă, sap de lemn. E vorba de doilea teren pe care trebuie să-l cumpărăm. Unul l-am cumpărat, celălalt al lui Popa. Au fost probleme cu potumâinile, cu apă, de și am urmează să semnăm contractul și acolo. Alimentare cu apă satele de lemn, Drăgugești și Brătila. E vorba de acel proiect vechi care noi l-am reziliat cu Dunața 7, de pe IDL-1, nu știu ce era pe atunci, și care urmează să-l repornim anul acesta, pentru că partea de proiectare lucrăm la ea, expertiza tehnică e finalizată. Amenajare, parcare și sistemizare curte Cărnii Hiregeu. Diferența care trebuie plătită pentru a conform contractul de anul trecut, în curtea Cărnii la Hiregeu, plus parcările din față.
suplimentare sursă apă sau de lemn, 50.000 de lei, înființare stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice, vorba de acel proiect cu două stații de reîncărcare pe fundul de mediu, extinderea apă potabilă țară Drăgugești punct Felca, din zona aceea de Felca care nu are apă potabilă de la Cămin până la ieșire din sat, sistem supraveghere video cu una energie 45.000 de lei, un sistem pe care vrem să înființăm anul acesta, am avut o discuție cu o firmă, extinderea sistem de canalizare în sat Helegiu și de Len. E un proiect depus pe PNRR pentru localitățile cu mai mult de 2000 de locuitori. Și vorbim de extindere de la blocul de Helegiu până în capul Seburăneasa și de la Len, de la Paraschiv până la Aron. Proiect depus pe PNRR, urmează să semnăm contractul. Modernizează strada celor de jos, urmate plătirea comuna Helegiu, 50.000 de lei. E o sumă pusă doar în lista de investiții. Clar, cheltuiala este mult mai mare. Vorbim de un proiect care avem inclusiv contracte de construire pe el. Din păcate, nu avem finanțare. M-am tot străduit, am avut joi discuție cu domnul președinte la Consiliul Județean. Poate găsim o soluție de, nu știu, de parteneriat cumva sau încercăm. Oricum, nu ne apucăm mai devreme de a băga apa și canalul în zona respectivă. Reabilitarea și modernizarea satului rutier efectat de care unitățile de mâna de regim. Modernizat de strada Ciungi, ce mai rămâne se plătim la 10 șantier. Modernizarea strada Costea la Plătirea, 400.000 de lei. Modernizarea de strada Munteni, doar parte de proiectare. Modernizare și construire cămin cultural Helegiu, 170.000, e diferența care mă trebuie plătită de constructor. Reabilitare școală sat Drăgugești, comuna Helegiu, în cadrul PNRR componența 10, 150.000. Proiect aprobat, urmează să facem parte de licitație pentru proiectare și execuție. Achiziții microbuze verzi, un proiect pe care l-am avut în vedere, nu l-am depus PNRR pentru vânzări de scrisinia. Și dotări școală prin PNRR, la fel proiect depus, la care lucrăm și completăm lista de nevoi, să nu știu poate, nu? Poate cu nevoastră, cum spus. Domnul primar, ați spus că strada Munteni, respectiv strada Ciorta de Jos, ambele drumuri, modernizare. Sumele sunt foarte mici, 5.000 și 6.000. Ce înseamnă proiectare? Pentru betonare, pentru ce propunere aveți? Am spus că le-am trecut în lista de investiții, neavând finanțare pe ele. Da. Strada cele de jos avem absolut totul, mai puțin proiectare și parte de finanțare, că nu avem. Dar am obținut contracte de construire, am obținut avize, avem SF-ul finalizat, l-am avut depus și pe CNI și pe Anghesalii. Nu a intrat pe nicio sursă de finanțare pentru că am optat pentru apă și canal. Nu avem bani în buget. Eu m-am gândit că o să avem un buget mai mare față de anul trecut și o să avem bani să, așa a fost și în planul meu, să ne apucăm în anul ăsta de lucrare, chiar dacă proiectul va obține 16.000 de lei. Am avut discuții la Consiliul Județean joi, pe la 10.30-11, m-am întâlnit cu domnul președinte și sper să găsesc acolo cu înțelegere, cu toate că nu mi-a dat nicio șansă, și să avem un parteneriat cu domnul respectiv. Dacă nu, căutăm sursă de finanțare. Deocamdată, repet, nu e o grabă, al modernizat, pentru că eu cred că în august-septembrie de acolo vom începe cu săpăturile. Fiind strada care necesită modernizare, e păcat. Chiar dacă și fi avut bani, aș fi tomat asfalt la cel de jos și apoi să spargem în august, la anul, iunie, nu știu, pentru apă și pentru canal. Legat de strada Munteni, e sprins doar 60.000, vorba de proiectare, o discuție purtată cu o firmă de proiectare de la Iași, o să vină în teren, de care tot cu etapulare, o vedem unde suntem, măcar că este un proiect făcut, poate reușim să găsim un fost de finanțat. Bugetul de anul ăsta este mai mic cu 7 miliarde de lei față de anul trecut. Și cel mai mult se simte la partea de dezvoltare, nu la partea de achiziții, de funcționare, pentru că acolo se duce mai mulți bani. Am văzut cu toții că aproape 200.000 de euro sau 2 milioane de euro merg pentru funcționare. Și aici mă refer la salarii, salarii către asistenți sociali, salarii pentru
Rast, susținerea atunci funcțională a legătii de OAT, iluminat public. Cred că vedeți dumneavoastră acasă că lucrul nu sunt așa cum trebuie să fie și că prețul a crescut și chiar au luat o rază cu tot, ce pare de energie e dezastru. Nici teamă să ne vină factori. Eu vedeam că asfaltul au 80 de milioane. După... De, dar o bine, vorbim și acest chiar. Dar îmi permiteți mai multe întrebare, pentru că am văzut că ați prevăzut 400 de mii de lei. Dacă nu este primită finanțarea pentru proiectul de apă și canal, nu, l-am prins în buget pentru că, la fel ca și strada cea de jos, e un proiect pe care l-am adus din anul trecut și avem inclusiv autorizație de, de construire pe acel drum, pe acel sector. Nu e prins toată valoarea, doar e tot o fundeva în jurul 100 de mii de euro. Adică vreo 5 miliarde și ceva, prins doar 400 de mii. În situația în care și eu cred că eu sunt optimist și sunt convins că o să ca Anglia Salibi ne va intra undeva în august, septembrie, nu e deloc care treabă pe zonul respectiv. Am bani în buget, ne apucăm de treabă, în momentul în care am băgat fondurile pe acolo. Clar de acolo se încep, pentru că nu ne trebuie să avem pare de spus. Pe, da, dacă noi le promisesc oamenilor pe ultimele noastre discuții în consiliul local, undeva în martie, aprilie, anul ăsta, începe lucrările. Eu am pus bani în buget, adică eu pot să mă apuc mâine, dar trebuie să analizăm foarte bine dacă merită sau nu merită să apăstă tăiem. Clar, prin contractul care va fi încheiat cu constructorul care va face Angel Salini, apă și canalul pe Vrătila, trebuie să ducă drumul la stadiu și la nivelul la care îl gândeam. Da. Putem să știu, da, nu știu parte. Vedem. Nu știu exact lățimea, cred că partea aceea despre... Nu știu. E o parte mai rată, o parte mai îngustă, piele ca un vâr, așa, o parte care duce spre, spre, cum să-i spun. Deci, în concluzie, modernizare pe acest drum, nu înseamnă doar proiectare. Nu, în concluzie înseamnă, pentru că și cu ăsta există și execuția, pe bombe execuție. Vreau să vă întreb și ceva, pentru amenajare din minibază sportivă la Vrătila. Care este suma, la total? Văd aici 2 miliarde. Minibază sportivă. Terenul de fotbal. 500, de acolo 26? 440.000 fără TVA. Ok. Care este destinația la final? Vi se bagă atâția bani? Se dă să închirii? E vreun beneficiu? Adică... Nu. E o mie bază sportivă. E prea mult spus bază sportivă. E un teren de fotbal, de basket, de un loc de agrement, un loc în care tinerii, și tu, și eu, și de vârsta noastră, putem merge. Da, eu sunt foarte mic în comparație cu alte investiții de nivelul ăsta la alte OAT-uri. Și puteți intra pe Google să vedeți ce înseamnă o bază sportivă de 40 pe 20 la alte OAT-uri ca și da, domnul primar, da. Ținem cont că eu cred că ar fi mai necesar o alei pe durand la strada principală. Nu cred că așteptăm să se întâmple ce s-a întâmplat și la Heligiu, să nu au un ok. Deci nu avem alei pietonală la strada principală. Alei pietonală la strada principală se poate face doar dacă DNU-ul ne acceptă lucrul respectiv. Știți foarte bine că cei de o parte și de alta a Vorba Națională este a Vorba Națională și este a proprietatea primăriei. Noi acolo, la Vrătila, avem un proiect pe Anghel Salini, unde va fi apă și canal. Nu știu dacă putem face și alii pietonale în Vrătila. Nu știu. Consider că ar fi mult mai important decât acea bază. Eu consider că este la fel de important și baza sportivă și alie pietonală. Ținând cont că satul Vrătila și cerințele tineri, dacă voi credeți că eu am greșit că am ales să fac tineri de Vrătila o bază sportivă și nu aveam voie, eu pot să opun eu prima oară să așa pietonată. Și astea 200 nu este mare. Este o sumă reală pe care un proiectant a gândit-o în baza unui proiect, este o lucrare normală, o suprafață de 20 cu 40 de metri, cu plafe de beton, cu țepi, cu iluminat public, cu tribune, puteți să urmăriți. Eu cred că cel mai bine ar fi în momentul în care împărți întrebări de asta, să analizați un pic și Google. Pentru că pe Google găsiți foarte multe lucrări similare și dacă vi se pare că la Heligiu lucrările sunt umflate, decât în altă... Nu vorba de un plat. La ofert total. Suma mi se pare mare, ținând cont că nu știu cât tineri o să meargă. Nu o să meargă, cu siguranță, dar nu atât de mult și consider că era mult mai necesar o alei pietonală pentru copii, nu numai pentru copii. Repet, aleia pietonală la Vrătila nu poate să aibă decât maxim un kilometru, pentru că practică este problemul național. Așa. E adevărat, se circulă cu un pericol ca și la Heligiu, unde n-am putut să facă parte despre... Părsănești, tocmai din cauza că domnul Național nu ne dă acceptul și nu avem nici loc respectiv suficient, nu avem apostament, la Vrătila cred că ar fi loc să facă o alie pietonală.
Eu n-am luat o calcule a ceea ce m-am zis, n-am venit la ea, putea să veniți cu un amendament înainte și, nu știu, găseam o soluție. Nu a venit o propunere. Dar financiar, financiar vă spun... Care propunerea, doamna Domnul? Păi cum, mai am zis să nu o alei pietonală, că am mai zis și nu numai. Deci să lăsăm terenul stadiul ăsta, da? Am zis că nu cred. Nu am să lăsăm terenul. O sumă foarte mare de 5 miliarde, nu știu dacă era necesară în momentul în față. Nu este o sumă foarte mare de 5 miliarde. Deci, serios. Deci, am analizat, deci, să știi. Păi cum, dar asta suntem în faza în care suntem cu terenul, da? Am modărât împreună să facem un teren... Păi am venit cu o propunere, n-am vrut să vorbesc așa, nu știu ce voie să vorbesc. Dar, nu. Păi atunci... Păi dar nu, dar n-ați gândit unul să vorbiți. Deci noi avem o mugare în execuție. Domnul Bicin. În execuție, am luat din răcoți. Domnul Bicin, am spus prima dată, de acolo 10 miliarde. De ce nu dați voie să vorbim? Deci noi avem lucrare în execuție. Îți las un pic să explic. Ce lucrare de 10 miliarde? Nu zic așa, acum s-au aprobat 2 miliarde, nu a trecut de 2 miliarde, nu mai trebuie să fie de 2 miliarde. Anul trecut am întâlnit din investiții pe care dumneavoastră s-a aprobat-o cu o sumă de 200 de mii de lei. Hai să fim serioși, nu plăcut prostii cu pofărnici aici. A fost 200 de mii de lei. În baza unui contract, un proiect făcut care valoarea lui este de 440.000 fără TVA. Noi vorbim de bani cu TVA, pentru că nu suntem plătători de TVA noi ca și oarte. Am pus 200.000 în începutul anului, am mai primit în decembrie o rectificare, am cumpărat cu 100.000, iar acum, ca să ne încheiem pe proiect, am mai pus diferit de 26.000 ca să iasă suma cu tot cu TVA. De la 506.000 de lei cât vine acea bază sportivă, este o bază sportivă cu mult mai mare decât baza de la Helegiu sau cea de la Drăgugeci, care au costat tot cam pe acolo, adică nu au fost sume mai mari sau mai mici. Ținând cont că anul acesta, vorbim și anul trecut, vorbim de costul materialului triplat. Vă rog să, chiar vă rog să căutați pe internet, pe undeva, la lucrări similare, la alte primării, și să-mi spuneți cât costă o bază sportivă de 20 pe 40 cu suprafață de joc artificială, cu beton turnat, cu garduri, cu stâmp de 10 sau de 8 pe 8, nu știu cât au tot respectiv. Nu știu, poate să pare mult, poate să pare puțin. Vom avea asta cu de conturi care va constata dacă acolo... se finalizează cu banii ăștia acolo. Da, da, da. La, pași, la pași, nu vreau să tai bani plica acolo. Nu tai bani, doar de viața mea și nu-mi place. Nu, dar vreau să tai bani plica acolo. Și mă implic și-mi doresc enorm și sunt convins ce se va întâmpla, tinerii din Brătila și nu numai să meargă la terenul respectiv. Este foarte important. Pentru mine, tineretul, eu trebuie să-l de meserie și trec la acasă, poate trec să-l ia Dumnezeu. Vă spun un singur lucru, e foarte important să aibă un loc de joacă care să meargă. La Helegiu, de când am făcut, așa am făcut Dorăgii și acum 2 ani ceva la Helegiu. Vreau să vă spun că la Helegiu este zona care este cea mai populată astăzi în spatele școlii. Chiar dacă vă rugă ce să o fac de nou, chiar dacă o spar ce la centrală, dar e acolo. Copiii noștri care ar trebui să fie acolo, mai puțin telefon din mână și mai puțin drumblat pe drum în zi și mare. Iar acolo chiar sunt feriți. Din punctul de vedere, nu-i locul cel mai prielnic din Brătila. Aș fi fost frumos să facem la pe centru Brătilii. Nu am avut unde să fac. Singurul loc care se pretează pentru a face ce am gândit-o eu acolo, a fost cel din spatele centrului de zi, care e mare. Centrul ăla, eu ar vrea să aibă viață, îmi doresc să aibă viață. De-aia am făcut ziua ei acolo. Tuturor le-a plăcut, multor le-a plăcut, multor nu le-a plăcut, nici am făcut lucrul ăsta. Tot să-i dau un pic de viață, tot să, nu știu, să vină lumea acolo. Eu cred că suntem închiși cumva noi acolo, nu putem ieși din carapace, din casă, din... Mi-ar fi drag și chiar vreau să, și sunt deschis propunerilor voastre. E foarte bună propunerea cu aleia pernoară. Nu mă permit astăzi, nu am cum. Am împărțit bugetul alte bucățele foarte mici, doar am bădit crâne. Vedeți, pentru că a fost situația mea și făcea la fel. Dar... Deci, în concluzie, ca să nu spuneți că am intervenit autic, deci este vorba despre o lucrare făcută cu acordul nostru al Consiliului Local și în echilibrul faptului că merita și satul Brătila să aibă un loc, un teren de fotbal, da? Un spațiu sportiv, cum au și celelalte sate, mai mari sau mai mic, nu contează. Iar există în Drăgugești, există în Deren, există în Elegiu, foarte corect și foarte corect am aprobat toți consilierii pentru acea investiție. Datorită faptului că în 2022 nu a fost, n-am avut suma disponibilă pentru finalizare, s-a făcut o completare în 2023. Dar nu putem interveni astăzi spunând, domnule, nu mai facem ceea ce am început, să facem altceva.
ați comparat greșit. Asta nu înseamnă că noi ne opunem sau nu vrem, deci suntem deschiși să facem și acei alei, când te faci orice, dar să vedem ce putem. Dar astăzi, dacă avem ceva, un lucru început, nu mi se pare normal să-l ducem la capăt, adică... Nu, eu am văzut că acum este la fal de suma. Eu vă spun că nu ați vorbit acum să... Nu știam când este, cât este la per total suma. Este suma, este suma funcțională. Eu am văzut 2 miliarde, deci chiar vă întreba care este sumația. Să punem că vremea nu s-a mânit foarte mult cu ea. Cred că la început, nu știu, ar vrea la Paște. Nu putem la Paște, o să facem în mai, o să facem în iunie, dar cu garantat în primele două trimestre ale anului 2023, bază sportivă, mini bază sportivă, 3 ori de formă de la plătirea va fi finalizată. Ok, și consideram că este necesar să amintesc iar. De aceea de pietonare care consideră că este necesar. Da. Nu, am zis să nu se facă. Este foarte necesar aleea respectivă. Este foarte necesar. Dar nu se opune nimeni. Din păcate am împărțit banii cei bucăției tocmai din cauza asta. Că aș fi putut să duc toți banii cu un singur obiectiv și făceam doar cutia de jos. Adică banii care noi astăzi adunați pe care de dezvoltare, cei 2.500.000 de lei, ce sunt banii care venim noi astăzi, sunt cu 6 miliarde mai puțin față de anul trecut și puteam să duc pe două obiective și o finalizam. Și atunci eu consideram că e mai bine să avem proiecte, poate vine altcineva de la anul aici și are la ritmul să pornească, poate prinde bine. Da, vreau să întreb dacă este mulțumit de bugetul ăsta? Nu. Suntem dar cum l-ați configurat? Deci nu sunt mulțumit deloc de bugetul de anul ăsta, nu sunt mulțumit de buget. De anul trecut nu sunt mulțumit deloc de sunt în țara asta și nu sunt doar la Ghelegiu. Pentru că problema cea mai gravă este că aveți impresia că doar la Ghelegiu sunt crize, că doar la Ghelegiu nu ajung banii pentru buget. Nu, aceeași problemă o au toți. Nu vă spun că alți colegi ai mei primari nu știu cum au avut ce împărțit. Uitați-vă pe cerințe de la Mănăstirea Cașa, de exemplu, doamna primară a primit 70.000 de lei la costul județean. Într-o comună, aproape de comuna Ghelegiu, ca și suprafață, cu 4.000 de locuitori sau 4.000 și un pic. Da? Sau ați colegi, ai noștri primari. Am primit primar. Pe drumul banii ăștia, doresc să primi 500 și ceva. Nu, sunteți în eroare totală. Uitați-vă pe listă și vă spun eu cât a primit. 28.000 și 470.000. Ăștia sunt banii pe care au primit toți. Da. Deci nu am lista aici. Nu sunt mulțumit, nici n-am cum să fiu mulțumit. Dar, totodată, sper și speranța mea este că acele proiecte pe care am depus pe Angel Salini și pe PNRR sau pe Ministerul Mediului, poate reușesc să intre pe finanțare și vor primi sigur finanțare pentru că sunt aprobate, urmează să luăm contracte și poate pe sfârșitul mandatului măcar să le începem și să nu să le și încheiem, până să putem încheia un proiect de alimentare cu apă și care a ca vrătirea care are 30 de km de drum și străduțe, dar măcar e un plus. Dar și nu mai mult. Credeți-mă că nu vreau să stau la primărie și să plec pe SBM, pentru că rămân aici în sat. Eu sunt deosebit de mulți, rămân aici în comună și rămân în centrul satului. Și mă trăiesc în fiecare zi cu toți cei care m-au votat sau care nu m-au votat, să știți. Dar și acum sunteți în centrul satului și vă întâlniți. Aici m-am născut și aici am rămas, să știți, dar garantat. Dar nu pare să vă afecteze prea mult. Nu mă afectează deloc. Deci, păi nu, de ce m-ar afecta? Nu mă afectează, pentru că sunt tânăr, sunt puternic și pot să pot să la capăt. Pot să continui, deci am înțeles. Nu sunteți mulțumit de buget. Și considerați că este cea mai bună și cea mai justă împărțire pe care ați putut o face, da? Câte proiecte aprobate cu bani europeni aveți? Proiecte sunt multe. Pe Angel Salini. Angel Salini sunt bani europeni? Da, bani europeni sunt exemplu de dezvoltări. Avem 30 de milioane aprobate. Pe PNRL avem reabilitare și modernizare școala Drăgucești aprobată, fără clarificări, la adresă primită joi. Pe Ministerul Mediului avem lumina public, lămp și așa. Aprobate, da. Aprobate. Eligibile, da. Nu semnate contract. Pentru că mi-a semnat contract. Nu, că domnul Vici a spus la ședința trecută că nu suntem noi informați câte proiecte pe PNRR sunt. Deci dacă a fost aprobat înseamnă altceva, înseamnă că este aprobat. Și scrie așa, că către primarul Comunii Ghelegiu. Vorbesc de ce am primit vie. Legat de reabilitarea școală, s-a Drăgucești, cu Ghelegiu, dar a fost aprobat. Da. Nu înseamnă că e aprobat, urmează să fim chemați să semnăm contractul. Da. Tot pe mine avem dotări școală în valoare de 800.000 de lei, din câte știu eu. Aici intră mobilierul în toate școlile, table, la fel, microbuze verzi, dacă nu este aprobat, doar este depus.
Stați, nu este pe afir, nu e o altă. Mai europene. Da, da, mai europene. Da. Și urmează să primim pentru... Ceea ce consider eu, că dumneavoastră n-ați înțeles ceea ce spuneau colegii mei înainte, culmea este că suntem în partide diferite și nu ne-am vorbit, dar poate ar trebui să țineți cont de faptul dacă niște oameni din partidele care în general vă susțin ridică niște probleme, lucrurile chiar așa stau, ceea ce n-ați înțeles dumneavoastră că acești bani puțini i-ați împărțit într-un mod dramatic, ca să nu spun dezastruos. Deci dramatic. Da, domnul Mândălina, da, domnul viceprimar, satul Brătila are nevoie de sale de sport. Da, dar înainte de să de teren de sport. Da. Știm dar cum ați nu vreți, nicio problemă. Știm dar înainte de teren de sport are nevoie de apă. Înainte de teren de sport are nevoie exact, de drumul. Exact, mi-ați făcut foarte multe pentru apă la Brătila. Da. Serios, v-ați bătut rău. Exact. Deci eu am început investițiile în comună cu satul Brătila. Tot datorită dumneavoastră, da? Drăgugești până la Cămin, a zis că le aduceți la legiul la Drăgugești. Așa. Nu, deci mai eu merg, am început și toată lumea din comună are același dreptul. Toată lumea din comună are același dreptul. Dar cea mai mare investiție cu care am început eu în primul meu mandat a fost în satul Brătila. Da? Și a fost drum care este încă practicabil și astăzi. Sigur. E nevoie și de activități. Văd că aveți o predilecție pentru activitățile de divertisment pentru tineret, chiar dacă la ședința trecută numai devreme ne plângeam că numărul efectivelor școlare scade dramatic, scade și avem 3 clase într-o clasă. Dar noi facem și bază sportivă, noi facem și locuri. Să mă lăsați să termin, domnul viceprimar. Da? Facem și locuri de joacă și pentru cămin, vă angajăm și personal pentru cămine, dar în căminele alea nu se desfășoară nicio activitate. Deci e foarte bine că se face, dar pentru cine? Ceea ce ne-ați înțeles dumneavoastră că raportul dintre investiție și beneficiar este dezastruos. Da, 500.000 de lei, cât o fi la baza sportivă, cât beneficiari sunt? Oare nu era mai important? Întâmplător, nu întâmplător, este chiar foarte grav să circul pe drum european, drum național și să n-ai pe unde să circul. Și doamna a spus și a ridicat problema asta cel puțin de 2 ani de zile, cred că vorbiți de aleea asta pietonală. Nu. Nu acum, nu este o chestie nouă. Sau strada Munteni. Deci lucrurile astea dumneavoastră le faceți așa cum considerați. M-am uitat de curiozitate și ca să vedeți că am argumente în ceea ce spun, nu mai spun de foc de artificii de 1000 de lei, nu mai spun de mașină de 1 miliard, nu mai spun. Deci contractele, nu mai spun de anul trecut. M-am uitat de curiozitate cu ce ați început anul ăsta, domnul primar, achizițiile. Ați început cu contracte de filmare a ședințelor de Consiliu Local. Cât este? Spuneți-le consilierilor, un singur contract, filmează 2. Cât este un pe lună. Nu, adică 1600 de lei. 16.000 de lei este un singur contract de filmare a ședințelor de Consiliu Local. Adică un an de zile. Adică 160 de milioane, da? Un an de zile. Un singur contract. Dumnezeu. Păi nu, 120.000 de lei. 12.000 de lei. Domnule, pe achiziție este 16.000 de lei, cu totul de vreo. Domnule, exclusiv are 6 de lei pe lună, iar celălalt au 400 acum. Da, și aici spun de la 300 și ceva de milioane. 1.000 ori 12 fac 12.000, au fost 120 de milioane. Sunt televiziuni care sunt locale, care funcționează în toate OAT-urile din județul Bacău, sunt prețuri reale, corecte și mi se pare normal să fim transparenti, să fim filmați. De 300 de lei? Nu, domnule, 12.000 de lei, ci tot îmi puneți vorbi în vorbi, de 12.000 de lei. Ce înseamnă 12.000 de lei? Păi învățați ce înseamnă 120 de milioane, asta păi înseamnă. Păi dar de ce mințiți dacă un singur contract este de 16.000? Care-i contractul? Contractul cu exclusiv este de 16.000 de lei pe an. Cum e contractul că este 6 lei pe lună? Ori 12 luni? Nu, că 2 ședințe luni. Cum să fie 2 ședințe luni? Păi, dar așa las... Ia uitați-vă, domnule, pe achiziții, poate nu știți. Dar vin din domnul ăla și ați dat bani de două ori până acum, ca, ce nu știu, prezentație dublă? Discutam de filmare, nu discutam de filmare. Deci, dacă nu faci numai aici, fără să-i chemă, nu te filmează în jurul primării, deci nu încercați să ne prostiți. Deci, pentru Exclusiv TV, deci vă rog frumos, să le da, dar o să pun în rețea colegilor consilieri. Deci pentru un singur contract de filmare, nu știu. Deci e posibil ca unul singur. E posibil ca un contract să fie una, două ședințe. Dar, de când sunt eu primar, de când sunt viceprimar în ultimii 16 ani de zile, s-a filmat o singură ședință, posturile televiziune locale sunt plătite pentru o singură ședință. 6 și cu 4 fac 1.000 de lei, 1.000 ori 12, fac 12.000 de lei.
sunt bani pe care oamenii respectivi încasează la primăria Helenciu pentru servicii de filmare, servicii de transport de la Unești, pentru a fi transparenți, ca pentru ca oameni din comună să facă discutăm noi aici, pentru că nu au altfel acces la ce vorbim, se face în toate UAT-uri și județul Bacău, nu știu dacă vi se pare că mințim aici cu nu știu câte milioane, să punem vorbe în gură, deci nu vă spun este sau nu este un singur contract de 16.000 de lei? Nu este ca într-un contract de 16.000. Eu plătesc televiziunile cu 12.000 de lei pe an. Atât. Și tot. Dar v-am spus că se plătește o singură ședință. Dacă în contract scrie una, două, înseamnă că plătesc maxim. Nu, eu vă spun de achiziție. Achiziția din catalogul electronic, domnul primar, e vorbim de contract. Domnule, eu v-am spus contractul, domnule. A, deci nu contează. N-are legătură cifra. Nu știu ce PSA, că n-am făcut și oameni, am colegi care spui chestia asta. Eu vă spun, contractul este pe o singură ședință. Deci am înțeles. Deci PSA este una. Dar nu știu dacă aveți dreptate. Poți să spuneți orice vreți acum în fața mea aici. Eu nu știu dacă aveți dreptate. Trebuie să verific lucrul ăsta. Nu pot să spui că e 16.000 sau 700.000, dacă eu nu am în față și capul deschis. Eu vă, ce vă pot spune? Și săptămâna care vine, pot să vă... Nu simt pe... Noi suntem în ianuarie și nu putem semna contractul. După asta l-a semnat în ianuarie. Eu cred că este alta adițională. Nu este adițională. Nu cred că este adițională. Nu știu, eu o să verific. Nu, la acum TV probabil este adițională. Nu știu, eu o să verific cu vota. Dar ce pot să vă spun acum? Că televiziunea se plătește cu 1.000 de lei pe lună, ori 12, nu sunt 12.000 de lei. Că în contract scrie una, două și ține, scrie 7, vezi, e o singură ședință. Trebuie să vă gândiți că dacă indemnizați luați pe o singură ședință, să fie să vă dați plății și nu trebuie să vă dați, că aveam un TV. Serios, dar ceva din ceea ce faceți dumneavoastră, apropo de terenul ăsta sportiv, îmi inspiră mie încrederea că este un preț real? Verificat, domnule. Verificat, nu sunt. Sunt instituții abilitate care poate să... Sunt instituții abilitate, dar am drept la opinie. Am drept la opinie și nu puteți să nu mă cenzurați. Deci este modul în care ați înțeles dumneavoastră, da? Asta mergem, bază sportivă, amenajat locuri pentru copii, mai puțin cu apa, mai puțin cu canalizarea, să vedem cum e dacă se finanțează. Dar cu apa și canalizarea nu vorbiți deloc de plătire. Nimeni prăstiți cu plătirea, cu fiii satului, cu fiii, nici nu ați spune de plătirea aia. Absolut nimic. Ați făcut un asfalt care era venit, l-au făcut toate primăriile. În perioada 2007-2008, toată primăriile au avut fonduri europene și s-a mers foarte bine. Ați avut o echipă bună, ai zis că așa a făcut treaba, cu oameni... Serios, cine? Cine a făcut echipa aia? Doamna Buramba, doamna secretar, ce primară de atunci, echipă foarte bună. Domnul Adeleanu, da, eu am întâlnit cu domnul Adeleanu și cu domnul Ilie, inspectorul superior, care nu știe să lucrezi la calculator. Cu echipa asta am vorbit eu, da? Dacă despre asta e vorba. Dar când privește investițiile mele pe satul Brătila, dacă uitați, vă reamintesc. În afară de acel drum cu care am început satul, proiectul care l-am avut, dar în care papa a cuprins și satul Brătila, domnul primar. Dacă vreți, poți să ajungi și grafie dumneavoastră, deci, un proiect nerealist. Și dacă este un proiect nerealist, de ce ați apărat, domnul primar, la același proiectant care domnul Articunea spunea că nu știe și nu se pricepe? Nu, domnule, un proiect de realist gândit atunci, e rupist. Nu v-am spus că ești vinovat de absolut nimic de la lucrurile acolo. Am făcut aceea instituție împreună. Așa erau timpurile, mergea așa. Astăzi nu mai merge. Proiect de alimentare cu apă, aveți dumneavoastră capacitatea intelectuală de a pune la îndoială o pregătire tehnică a unui doctor în instalații și dar aveți capacitatea să spuneți că... Eu am capacitatea să spun că nu este apă la plătirea decât dacă... cu surse de la Helegiu. Nu puteam duce mapul din Helegiu la Brătila Mocan. Și cum puteți pune la îndoială, cum puteți pune la îndoială, dacă aveți pregătirea și expertiza necesară, că nu era bun proiectul? Ce vă recomand? Atât cât ați abandonat din 2011 și ați plecat la primărie în 2016. De ce v-ați luat capul? Primar, proiectul ăla n-a fost abandonat niciodată. Da, da, domnul, în 2011 aveam tot răzut. Nu, în 2015, în 2015 s-a primit bani. În ședința următoare, aveți dosarul. Aici și ne dăm împreună. Aduceți dosar. Să vedeți că din 2011 nu mai aveți autorizație de construire. Pentru proiectul respectiv, tocmai din cauza asta, să vedeți construirul de atunci era în faliment deja și multe alte lucruri care nu le știm și poate vreți să le vedem. Proiectul de la Brătila a fost și am renunțat la Cudu. Tot a fost că soluția de a aduce apă și nu vorbim de canal, și măcar nu a fost întâmplat cu canalul, nu era o soluție viabilă. Era vorba să se ia apa de la fântânele, acolo unde sunt 10, 15, 20 de abonați din zona de Mocan de sus, într-o sursă privată, în grădina unui om. La fel cum îi la Prădrăugești azi, de chinuim de 12 ani de zile, să le facem autorizație pe apă, pentru că e făcută în grădina omului
la alimentarea cu apă și rezervor și totul, la fel a fost și atunci. Ei, astăzi eu cred că proiectul pe care l-am gândit împreună cu colegii mei este un proiect realist, este un proiect care va putea fi dus la capăt, pentru că am făcut așa cum scrie cartea astăzi. Adică, am intabulat terenurile, sunt în partea Consiliului Local, am intabulat drumul așa cum trebuiau intabulate, am terminat SF-ul, am depus documentație către toate instituțiile statului care necesită avizare pentru proiectul respectiv, și aici mă refer la APM, la ABA, SIRET, la drumuri naționale și la alte instituții. Sursa de a lua apă din apropierea pânzii freatice a Taslăului, mi se pare că e soluția cea mai bună, și nu este alta, pentru că nu sunt izvoare de mare metela care să asigure apă pentru 1000 de locuințe. Vestea de acum o săptămână, două, cum că barajul SAR face pe NRR, mă încurajează și mai mult că pânza freatică s-ar putea să crească zona respectivă și să fie apă. Ca și dumneavoastră am făcut proiecte, gândesc proiecte care mi-aș vrea să ducă la capăt. Dacă reușesc să lăsați-mă să termin cu dar, nu, dar era bine la cuvânt, adică... Păi, dar mă întrebat, trebuie să vă răspund? Nu! Da, să mulțumesc, asta aș fi. Erau constatări că eu v-am lăsat proiect, că nu v-a plăcut dumneavoastră și ați reluat acel proiect cu același proiectant. Cu același proiectant, în alte condiții, pentru că asta s-a întâmplat, domnul primar, eu am făcut proiectul în 2004. Suntem în 2023, cât aproape 20 de ani de atunci. În 2007. Da? Nu, în 2007 a fost aprobat. În 2004 a zis la primărie. În 2004 au fost începute și în 2007 a fost aprobat. Deja făceam execuție, da? Deci e normal că în 20 de ani situația hidrologică să difere. Dacă asta mă întrebați. Dar să nu spuneți. Dar să nu spuneți, că nu era proiect de alimentare cu apă. Eu vreau să vă întreb așa, dacă mă întrebați, domnule. De ce l-ați continuat proiectul din 2011 până în 2016 și lucrarea la primărie? A continuat proiectul, domnul primar. Cum a continuat? S-a mai avut o lucrare în comuna Ilegiu pe proiectul respectiv din 2011. Deci, domnul primar. Nu, dar vă răspundeți la ce v-am întrebat. Ce mă vă conduceți la proiectul? Proiectul respectiv era unul singur care viza toate satele. Da, cu soluții din toată apa de la Ilegiu și la proiect. Și dumneavoastră spuneți că pe acest proiect, nu s-a lucrat din 2011, nici în Helegiu, inclusiv în Helegiu, din 2011? Nu. Domnul primar. Nu. 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 Da. Da. Ultima plată făcută către domnul Gan a fost făcută în decembrie 29-2011. Am înțeles, da. A fost și domnul Șapte, poate ați omis. Era nu, aici era un Gan lucrat pe Helegiu. A fost și domnul Șapte. A fost la Dereș la Drăgugeni. Da. Bun. Deci era proiect alimentare cu apă. Au fost patru puduri făcute, domnul primar. Tot proiectul cu apă? Nu spuneați că n-am făcut nimic pentru șapte grătirea. Eu n-am spus că n-am făcut nimic, exact, și vă recunosc meritul. Nu, dar lăsați-mi să termin. Sunt patru puduri care le-am făcut și care transitează și care ajută foarte mult situația. Ce prin izlază? Așa, prin izlază, sigur. Muntei în izlază, la Gârjanul izlază, mai izlază. Nu știu care sunt podurile alea pe izlază. Bun. Grădinița, domnul primar, cu școala ARS, pe care n-ați mai reușit să o faceți, este făcută și este făcută prin banii europeni. Nu, domnul, școala este conservată. Este o grădiniță în care a funcționat cu școală când a școala. Este o investiție făcută, da? Ca să vă amintesc, poate uitați ce a făcut în Brătila. Este centru de zi în care a funcționat cu dispensarul și în care puteți desfășura alte activități. Așa care este făcut de activități, cum are? Păi puteți desfășura, dar nu are. Asta e paradoxul, da? Puteți desfășura. preferințele lui. Da? Deci, cred că, deci, ca și calul de dat, mi se pare normal să aibă și un teren de fotbal. Sigur, este foarte important. Eu cred că bugetul este un dezastru. Vă doresc succes în implementare. Până acum v-am susținut, mi se pare strigător la cer și cum l-ați bugetat și cum. Care este deficitul, domnul? Când am nu m-am susținut domnul contabil. Și nici nu o să păi, tocmai, care este deficitul între venituri și cheltuieli? 1.712.000. Da, deci cu venituri. Da. Mai puțin, dar am da. Este un buget în care din 1000... Cum am stat în casă, realmente. 1100... Da, știu, venituri subestimate. Asta crească procentul. Nu, am dublat, să știți. Deci, dintr-un buget
de 1100, sau, nu, 11.800.000, cam așa nu? Deci din bugetul de 11.800.000 de lei, 89 sunt pe funcționare. Da? Ce se va dintai salariile la oameni, da. Cu dezvoltare mai subțire. Aici dumneavoastră ați bugetat, e vorba de acești bani. Și ce propuneți dumneavoastră, dacă atâta e salarii la asistent social, la, la funcționare din primărie, la imatul public? Deci 9 milioane salariile? 166, asta e funcționare, nu salarii. 8.200.000. Și salariile sunt la funcționare, domnul viceprimar. Da, dar nu sunt doar salarii. Da. Pentru că așa spus domnul Sfântul. Eu zic că e bine, țineți-o tot așa, vă doresc succes. Păi n-am făcut pe 2023 salarii mai mari. Sunt salarii care avem din 4 ani în urmă. Adică da, pe mandatul anterior, poftim să rămână. Luați scurt de lucru pe banii europeni? Da. Doamne, v-ați spus salariile sunt aceleași care erau pe vremea când... Răspundeți-mi, răspundeți-mi. Luați scurt 25%. Nu, doamne, 15%. 15%? Da. Că lucrați pe banii europeni? 2023, doamne, așa, doamne, așa. Da, 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 da. A, și apropo, să știți că mașina este de serviciu, domnul Vice, da? Să lasă la primărie. Că tot îmi place să faceți comparații. Eu 12 ani am făcut naveta cu mașina... Vă fie rușine, n-am avut niciodată acasă. Personală. Deci, mașina stă la serviciu. Dar n-am avut niciodată acasă. Nu, doar, cum să zic, începe să semănați din ce în ce mai mult cu tatăl dumneavoastră, care făcea porționarea, ducea după roșii cu mașina primăriei. Dacă credeți că așa e ok, sunteți pe drumul cel bun și că nici atât nu. Dar ce să vă fac provizionul? Vorbesc prostii, vă place așa. Vorbesc prostii. A, după Sicrii a fost, da, exact așa. Da, exact. La dumneavoastră acolo am venit prostii. Am adus. Dar hai să depășim la situația asta. E foarte bine. Vă prostii. Ce ai depus o cerere de 1,5 la dumneavoastră? Am făcut și ceva să vă spun. Drumul ăla nu trebuie. Care drum? Drumul ăla de la Costanchel până la Vânceană. Betonul. Ăla nu trebuie nici canalizare. Dacă vine apă cumva, conduc la apă, merg. De la poate, de la tampa, la tine pe față, acolo, acolo până la asta. Se poate face ceva, nu se poate, nu știu. Nu știu. O să spun orice în fața camerei, că fac o drept, dar la anul mă întrebați ce mai făcut. Dacă putem, nu vedea. Trebuie să înțelegi un singur lucru. Că... Nu știu, ca să nu uit, cu dezebezele astea, mașina aia care vine la dezebeze, nu se poate duce măcar până la biserică. Ba da, dacă aș fi fost după mine, n-aș făcut loc de zăpezele, să știți. Deci, în toate modul îmi place călinge afară și pentru mine... Sunt mașini bune, nu am văzut aici. E două de ești, știți că e aur pentru pământ. Nu știu dacă de mare zăpada... Dar nu e aur pentru zăpada. Una mai fost chiar acolo la nebunița azi dimineață. Să știți că se circulă, intră și aici, în spatele meu, tu stă. S-a băut, conduce cu vitez, merg ca o ciucă de iarnă. Doamne, zăpada are 5 cm în comună. Și cum ar trebui să plătesc, să cheltu milioane, am făcut și la 10 noapte, am făcut la 12 noapte, puteam să vă arăt cu camere de la vedere, înregistrate, să circul, la atât timp cât autobuzul, atât timp cât elevii de la Muncane au coborât azi dimineață cu microbuzul la școală, eu cred că se circul în condiții de iarnă, de adevărat. Eu vreau să vă spun... Avem contract cu cineva? Da. Și? Avem contract cu mai cu... Și ce nu ne-ați văzut? Cu acel camion. Așa că nu mai fost în zilin, nu o să ducă până în stație la Muncan, degeaba la magazin. Am fost plătici. Întoarce la... La Lovice. Mașina cea mare, întoarce la ăsta, la unei stații, la Lovice, la Bărăgan. Nu se poate duce până la podă, nu se poate duce. Nu are, nu întoarce. Mașina este mare, are legatul acel din față, are vreo 4,5 metri, nu ca pe podă respectiv, nu are un spedea cu spate. Și acolo rămâne, e foarte greu. Pe bucățelile care nu rămâne camionul... Domnul se duce cu botul la Petri, Petri Văsâi și dă pe spatele pe drumul ăsta. Nu știu, asta mi-a spus, dar merge butul, merge butul meu. Butul nostru este acum în grătire, am făcut ciura de sus. Dar nu cred că e zăpată de mare să cheltuim de oameni. Dar nu vine la primul lucru de dragul meu. Haideți să spun oamenii, domnule. Da. Dar mă vei la buget, atât. Să-mi discuțiți? Supune-o spre apăvare, bugetul ce nu putem luăm. Împotrivă? Abține? N-am putut să număr. Cine este pentru? Împotrivă? Da, nu știu. Domnul Muzeu. Și domnul Muzeu? Să vă răscătăm.
nu zic că mai e. Nu, a votat pentru. Trei diverse. Ce mi se spune? O să scriu? Eu nu scriu. Domnul primar, dacă zic dumneavoastră acum că se poate asfalta de la Sava Mazanache până la Coastea Radea. E bine, e corect, să băgăm acum asfalt și bunul să se apără. Dar tocmai asta a fost. A spus că nu bine, a spus că nu va asfalta până când nu avem. Am început cu baleia în altă parte. Eu nu pot să mergi, pentru că bugetul pe care eu gândim începutul, nu trebuie așa, eu nu pot să mergi bani într-un capitol nou, decât tot cu aprobarea dumneavoastră. Dar considerați că nu e necesară ostea, nu tot nu aprobarea. Bine, domnule, dacă acolo se face canalizare și apă, ai zice că pentru apă mai mergea, dar canalizarea e, deci, e ceva mai greu. Undeva unde nu se poate duce canalizare, merge cu drum. Deci eu sper că nu mi-aș dori să se înceapă apa și canalul de loc în lume. Să mă puțin, poate nu, că sunt. Dar dacă pe turnă mi-ajunge, proiectul pe 5 mai de jumătate, proiectul pe asfalt. Dacă dau pun de turn, mă încadrez în banii care... 400.000. 400.000, da. Pe strada Costea, 400.000. Nu mai e acolo. Acolo este prins în apă și canal. Este prins pe Costea. Păi da, măi, grăuță, se bagă bani, nu știu, dată acolo și până vină alți bani, mai bagă. Când bani, nu știu, bani, am spus că nu se poarnă până când nu am certitudinea că acolo trece apa și canal. Dacă trece apa și canal, primele lucrări vor fi făcute acolo și în cele de jos. Asta, asta am încercat. Și vor dă eu ori. Nici nu cred, chiar dacă începe spavarea asta, nu cred că vă reușim să spargem inclusiv asfaltul pe iunga vătul, doi vătul până la... Atât, vă spun singur. Să vă spun că... Da, și mai am o problemă. Îi mulțumesc lui domnul Merente pentru oglindă. Domnul Gărdălina... Da, stai, noi să fim traidică și să nu... Vă invit că nu punem la plouă, vă invit. Vă inaugurați. Vă inaugurați. Vă inaugurați. Vă inaugurați. Vă inaugurați. Vă mulțumesc frumos. Vă inaugurați.